Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Pe discuții și cu directorii și cu inspectorul școlar și cu primarul. Dar sunt, repet, situații în care bunul simț nu are loc, nu se regăsește la aceste persoane și atunci suntem nevoiți să luăm calea justiției și care pe care. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Tot se ascunde și asta e dreptatea lui, că se ascunde niște treburi. Deci îi cunosc valoarea și asta. Nu face să-și dea demisia. Dacă nu-și va da demisia, își va da demisia în decembrie, când vor fi alegeri. Că nu mai poate că să margă cu minciună. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Nu am nimic cu nimeni, domnule, dar prea mult vorbim în Consiliul Local și nu facem nimic. Lansez foarte categoric și imperativ chiar un apel către domnul Giurgiu de la Urbana și către întreaga echipă de la Urbana să-și dea tot interesul pentru a face lucrări de calitate, dat fiind faptul că nu ne scăldăm în bani. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Eu am spus la o primă întâlnire cu personalul din Spitalul Sighet că am conceput ceva atunci și acum m-am întors să naștem ce am conceput. Vorbește despre manageri când tu nu ești manager. Noi suntem noi doi, adică tu nu poți să-ți spui prostii de management. Lăsați-mă să explic! Ce curs de management? Domnul doctor! Ce studii de management? Care l-ați făcut și dumneavoastră? Ca să pot spune că domnul Ulmen... Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Eu fac parte din legislativ. Să știți că eu nu sunt o marionetă în legislativ. Eu însumi am peste 50 de inițiative legislative. Citiți site-ul. Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Ultima știre este că Boc a demisionat, am depus mandatul guvernului pentru a detenționa situația politică și socială din țară, a spus premierul Emil Boc. Despre acest subiect vom vorbi astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi, dar și despre un nou proiect lansat de PNL Sighet aici în municipiul nostru. Un proiect, aș spune, ceva mai inedit pentru simplul fapt că implică cel puțin cetățenii care sunt interesați de viața cetății. Și înainte de toate, de a vă introduce invitatul de astăzi, aș vrea să salutăm și telespectatorii noștri din rețeaua RDS-RCS. Iată, începând de vineri, ne vedem în toate localitățile Maramureșului istoric, acolo unde există abonați RDS-RCS și, bineînțeles, și în municipiul Baia Mare. Îi salutăm pe această cale și pe Băimăreni și spunem bună seara și bun găsit și președintelui PNL Sighet, Ovidiu Nemes. Bună seara, bine v-am găsit! Iată, ați venit astăzi să ne spuneți, bănesc, ceva și despre demisia lui Boc și despre, hai să spunem, o idee locală foarte interesantă lansată de dumneavoastră sâmbătă într-o conferință de presă, și anume o campanie de consultare a cetățenilor, ceva mai deosebită. Da, subiectul de astăzi, nu știu pe cine a surprins, oricum era o măsură așteptată de mulți români. Practic e o victorie a celor aflați în piața universității de mai bine de o lună care cer acest lucru. Printre ei, și cu mândrie spun că am aflat și eu la un moment dat, am fost acolo și am protestat împotriva guvernului Boc și a președintelui Băsescu. Eu cred că se așează într-o normalitate. E soluția oferită românilor, cred că e una corectă, mai mult decât atât aș putea spune și aș îndrăi să spun că e un prim pas făcut. Mai lipsesc încă doi. Demisia lui Băsescu și alegerile anticipate. Sunt ceea ce populația în numărul ei foarte mare a cerut în ultimul timp și mai mult decât atât ceea ce prin sondajele de opinie observăm decredibilizarea guvernului, observăm scăderea în procente atât a președintelui cât și a fostului premier Emil Boc. Cătălin Predoiu a fost desemnat de Băsescu premier interimar. Iată, un nou guvern va trebui să treacă prin Parlament, având în vedere că USL înțeleg că este într-o grevă parlamentară accentuată. Nu va fi ușor pentru actualii guvernanți să mai treacă un guvern prin Parlament.
Cătălin Predoiu, e o soluție preluată de la fostul premier Tăriceanu. Se aducem aminte că era ministru justiției în guvernul Tăriceanu, a fost preluat ca și un tehnocrat și păstrat acolo. E pus independent, ca și independent sau ca și tehnocrat astăzi să conducă guvernul, dar eu nu cred că va reuși să impună un guvern de tehnocrați. Eu cred că factorul politic va interveni și în acest caz și proiectul sau guvernul impus va fi de altfel unul politic. Demisia în sine a guvernului reprezintă un faliment al acestui guvern Boc. Acum o săptămână, de fapt, spunea că nu poate să-și dea demisia premierul Emil Boc, pentru că vrea să, dacă și-ar da demisia, ar duce România într-o situație economică și mai proastă. Era cu o săptămână, astăzi își dă demisia spunând că salvează România dintr-un blocaj politic. E o incoerență de care a dat dovadă în ultima perioadă, în toți acești 3 ani, aș putea spune, și practic ultima parte a discursului său dă și oferă privitorilor un peisaj asupra celor 3 ani pe care el i-a condus, sau mă rog, prin guvernul său a condus România. Iată ce mai spune Emil Boc: am îndeplinit regulile procedurale, am depus mandatul atât la președinte cât și la Parlament. Potrivit Constituției, guvernul răspunde politic în fața Parlamentului și în consecință a depus mandatul guvernului la Parlament și pentru că am fost nominalizat de președinte, l-am depus și la președinte. Nu mă agăs de putere, pentru mine contează mai puțin dacă mai rămân în funcție câteva luni până la alegerile din noiembrie. Ați știut de prima dată că nu veniți la un concurs de popularitate, le-a spus Boc miniștrilor. Cu toate acestea, unii miniștri n-au fost, să spunem, foarte populari. Aici putem să-i dăm dreptate lui Boc, dar nici nu a avut, să spunem, alți oameni la fiecare guvern, au fost mereu aceiași. Eu aș reveni puțin la începutul expozeului dumneavoastră. Chiar sunt curios dacă a fost... dacă și-a dat demisia sau a fost demisionat, pentru că s-a mai folosit acest termen. Tare mie că Băsescu i-a cerut să-și dea demisia pentru a încerca să salveze ceva din imaginea PDL-ului și nu a fost un act de voință al său. Să nu uităm că el e și președintele Partidului Democrat Liberal. În mod logic, orice decizie de acest gen trebuie luată în urma consultării partidului. Ar fi trebuit să facă un congres, o adunare, cu liderii partidului și decizia să o ia acolo, dacă tot e un președinte al Partidului Democrat Liberal, principalul partid de guvernare. Eu cred că a fost sfătuit Traian Băsescu să-l demită pe Emil Boc sau să impună acestuia demisia pentru a salva, nu știu cât, dar în orice caz a salvat ceva din onoarea acestui partid. Eu sper să nu ajungem în luna noiembrie, cum spune Emil Boc, cu alegerile. Eu sper să fie în această primăvară, pentru că cei care au ieșit în stradă și românii, marea lor majoritate, asta cer, alegeri anticipate. Eu sper să le avem în această primăvară. Alegerile anticipate pot veni prin trântirea, să spun, de 2 ori în Parlament. De trei ori a guvernului. Da, nu e singura modalitate, mai poate exista și demisia jumătate plus 1 din parlamentar și atunci din nou ajungem în anticipate. Soluții sunt, voință politică din partea opoziției există. Mai e ca cei care sunt la butoane și la propriu o spun să și accepte să guverneze cât le-a mai rămas exact în voința poporului. Pentru că românii, asta cer, românii s-au săturat de minciună, s-au săturat de ipocrizie, s-au săturat de corupție, s-au săturat de incompetență. Cer alegeri anticipate să li se dea încă o șansă și aleagă pe cei pe care să-i reprezintă. Crin Antonescu spune: plecarea guvernului Boc un prim pas către soluționarea crizei politice. Poate fi soluționată criza politică prin alegeri anticipate în noiembrie, nu mai sunt în noiembrie, ci sunt ceva mult mai repede. Toată lumea cere acest lucru. Este timp pentru organizarea alegerilor? De ce să suficient? Nu fie? În 2 luni de zile, eu cred că putem, sau maxim 3 luni de zile, putem organiza alegeri parlamentare. Să nu uităm, Curtea Constituțională abia săptămâna trecută a dat motivarea neconstituționalității ordonanței de guvern dată privind comasarea alegerilor pentru noiembrie.
Ori mai sunt 4 luni de zile până la alegeri și guvernul n-a spus nicio clipă că nu poate să organizeze. Sunt acte administrative care implică mai mult sau mai puțin aportul guvernului sau a unor ministere. Eu cred că se pot face, pot fi făcute alegerile locale la termen, dar în același timp pot fi făcute tot în luna iunie, pot fi în luna mai alegerile anticipate. Eu spun că ar fi o victorie a poporului român asupra clasei politice care astăzi guvernează România. Pentru că noi ne confruntăm, noi ca oameni care facem politică, nu mă numesc un om politic, dar activez într-un asemenea mediu, dețin o funcție care a fost până la urmă obținută politic. Ne decredibilizăm în fața cetățenilor și responsabil pentru tot ce se întâmplă și pentru cota de încredere mică pe care o are Parlamentul de 8% sau alte instituții ale statului sunt actualii guvernanți. Pe cine avantajează alegerile anticipate cel mai mult? USL-ul sau partidul lui Dan Diaconescu, așa cum spunea Lăzăroiu zilele trecute? Eu nici măcar n-aș vrea să mă gândesc până acolo. Nici nu vreau să fac calcule sau să avansez calcule pe cine avantajează sau nu. Îmi doresc ceea ce își doresc românii. Dacă românii sunt cei care au dat vot de încredere și astăzi, prin sondajele de opinie, spun că nu mai susțin un asemenea guvern, nu mai susțin partidele care formează coaliția, e de bun simț să faci pasul în spate, să organizezi alegeri anticipate și românii să fie conduși de cei în care au încredere. Cu siguranță, sondajele din ultima perioadă arată că USL-ul e această formulă politică agreată de majoritatea românilor. Dar noi, ca și oameni activi în planul politic, ar trebui să spunem odată stop, să încercăm să facem o altfel de politică, să încercăm să venim în apropierea cetățeanului și, până la urmă, să facem politica pentru cetățean. Că altfel suntem spectatori toți la un circ făcut pe mass media, la contre între opoziție și putere, care duce până la, eram la un pas de demisiile, până la urmă, parlamentarilor PNL și cu siguranță urmau și cei PSD. Era un prim fapt și oricum situația politică din România din aceste zile nu s-a mai regăsit în cei 22 de ani de la Revoluție. Ne confruntăm cu o criză politică și ce e mai grav e că e una morală din partea politicienilor. Până când vor fi alegerile anticipate, mai e nevoie de guvern. Consultările dintre președintele Traian Băsescu și reprezentanții partidelor parlamentare au început la Palatul Cotroceni, primii sosiți fiind reprezentanții minorităților în frunte cu Varujan Pambucian, însă presa nu are acces nici pentru imagini la începutul discuțiilor. De obicei se consideră că e o atmosferă încordată atunci când nu dai voie ziariștilor nici măcar să se apropie foarte mult de locul respectiv. Aproape că n-aș vrea să comentez. Atâta timp cât un guvern e format dintr-o structură, pentru că n-aș numi o formațiune politică, un EPR, da? Creată din toți dezertorii de la toate partidele politice care au fost cumpărați aproape la bucată. Din Partidul Democrat, care la fel a procedat, am avut dezertori în PNL, am avut dezertori în PSD, au fost luați, li s-au făcut promisiuni, unora li s-au creat și multe avantaje, sunt aduși la masa guvernului. Mai sunt aceste minorități care de fiecare dată, din 90 până acum, s-au aliat cu cine a fost la guvernare. Pentru că e simplu, cu ei sunt 5, 6, 7 lideri, se negociază anumite poziții în cadrul Parlamentului, de la, știu eu, secretari de chestor până la alte avantaje și punctuale, până la urmă, mult prea puține în comunitățile pe care le reprezintă, dar mai multe pentru ei personal. Și lucrurile acestea au făcut, până la urmă, să producă un guvern de maniera aceasta. E un guvern, un produs, să spun, al ce a fost mai rău în politica românească. Eu sper să pună punct, probabil chiar astăzi. Aș prefera să fie predoiul interimar sau să meargă predoiul în continuare cu un guvern de tehnocrați, dar tare mie că politicul, până la urmă, va sugruma și această tentativă. UDMR nu a creat formula aceasta de premier tehnocrat și UDMR are și el un cuvânt de spus, s-a guvernat cu el până acum. Să vă spun de ce. Un guvern de tehnocrați nu mai alocă avantaje. Nu mai conferă situații
situații avantajoase unuia și altuia. E greu să accepte politicul un tehnocrat în fruntea lui, pentru că nu mai e la o decizie. Dacă se investește un guvern de tehnocrați astăzi, cu siguranță butoanele nu vor mai sta în băncile din Parlamentul României la cei care astăzi creează majoritatea. Și să se opună e un fapt firesc. Nu cred, deși e o declarație publică făcută că Partidul Democrat Liberal susține varianta unui guvern tehnocrat. Vă spun eu că e o șopârlă aruncată pe presă. Niciunul dintre cei care, partidele care formează astăzi coaliția care a guvernat, nu acceptă această variantă, pentru că ei știu că urmează alocări financiare pe criterii oneste, dacă intru un guvern de tehnocrați, mi se pare foarte logic, că urmează a se ține alegerile la termen pe principii corecte și nu pe furt, cum de altfel se pregătesc, că nu o să mai vină voturi din Paris 1 la 17 secunde, că intrăm într-o normalitate. Nu știu cui folosește normalitatea, adică politicienilor sau celor care sunt în Parlament și formează coaliția, cu siguranță nu. Românilor nouă care stăm și ducem greul până la urmă acestei țări, că suntem cetățeni simpli sau că suntem implicați în administrație, să știți că e aproape același lucru. Să vrei să faci, să ai proiecte și totuși să nu fii finanțat de fiecare dată pentru simplul fapt că nu faci parte din acel proiect politic sau partid politic, e un lucru care te înjosește, să știți. Despre astfel de posibilități de a nu ți se finanța un proiect în momentul în care ești din opoziție, chiar și aici în plan local, cum e cazul dumneavoastră ca și viceprimar, vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid Atmos, Udi, Viadrus, radiatoare din tablă de oțel Corado, Thermolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani, panouri solare termosolar. Metal Convex Prod execută, pune în funcție, oferă service în garanție și post-garanție, cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Complexul Emanuel te invită să descoperi universul mobilei la expoziția cu vânzare aflată la etajul magazinului. La noi găsești o gamă variată de dormitoare, sufragerii, bucătării, mobilă pentru tineret, colțare, canapele, fotolii, scaune, într-o paletă largă de culori și modele. Lucrăm cu furnizori care au ca principală grijă satisfacerea clienților noștri. Calitatea produselor va răspunde exigențelor tale. Plata se face în rate direct în magazin. De transport ne ocupăm noi. Complex Emanuel. Descoperă ce îți dorești. Elefantino, primul magazin cu detergenți ecologic la dozator din România. Economic, ecologic, cumperi atât cât ai nevoie. Profită de oferta lunii februarie, primind gratis 1 kg de detergenți de vase la fiecare 5 cumpărate. Elefantino face livrări la domiciliu pentru comenzile ce depășesc 200 de lei pe o rază de 5 km. Vizitează-ne în fiecare zi între orele 9 și 16 pe strada Mihai Eminescu, numărul 3A, vis-a-vis de școala de artă. Elefantino, economic, ecologic. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Astăzi la știrile TV Sighet. În timp ce unii șoferi se plâng că dezăpezirea în Sighetul Marmației se face defectuosă, adică doar pe arterele principale și în unele zone locuite, cei cu influență în municipiu sunt mai mult decât mulțumiți de cum și-au făcut datoria reprezentanții firmei de dezăpezire a orașului.
Construim împreună Sighetul de mâine. Pornind de la acest mesaj, președintele PNL Sighet Ovidiu Nemes a anunțat într-o conferință de presă demararea unei ample campanii de consultare publică a sighetenilor. Această campanie își propune să mențină permanent deschis o cale reală de dialog cu sighetenii pentru a afla problemele acestora și pentru a interveni prompt în rezolvarea celor mai urgente dintre aspectele sesizate de cetățenii urbei. Sfârșit tragic pentru o personalitate marcantă a culturii maramureșene, fostul director al Muzeului Județean de Istorie, Grigore Man, și-a pierdut viața într-o explozie. Tragicul incident a avut loc vineri după amiază în localitatea maramureșeană Sulciu de Sus. Deflagrația s-a produs din cauza unei defecțiuni la o centrală termică pe lemne. Memoria marelui fruntaș Țărănisiu Lumaniu a fost cinstită sâmbătă 3 februarie printr-o manifestare de comemorare care se organizează anual la Sighetul Marmației. Datorită drumurilor greu accesibile din cauza zăpezii și agheții de pe carosabil, în județul Maramure s-au înregistrat ieri 2 cazuri medicale mai deosebite. O maramureșancă din Coaș a născut acasă pentru că ambulanța nu a mai putut ajunge la timp, iar pompierii militari au intervenit pentru transportarea la spital a unei persoane în vârstă cu probleme grave de sănătate. Turneul interzonal la basket s-a încheiat sâmbătă la sala polivalentă din Sighet. La ediția a doua a cupei Plimob Știința, mari câștigători au fost cei de la clubul Știința Plimob, urmați în clasament de sighetenii de la Colegiul Național Dragoș Vodă, iar locul 3 le-a revenit băieților de la Colegiul Gheorghe Șincai din Baia Mare. Competiția sportivă se adresează copiilor de liceu, clasele 9-12. Nu rata știrile TV Sighet! Cu Ovidiu Nemes, președintele PNL Sighet, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule Nemes, ați lansat sâmbătă un proiect, îi spune consultarea sighetenilor asupra a ce? Da, e o consultare publică, în genul unui sondaj de opinie, dar am considerat că ar trebui să o facem astăzi astfel și altfel decât am făcut-o până acum, pentru a primi și răspunsuri din partea lor pe problemele pe care îi interesează. E o consultare publică care nouă trebuie să ne arate exact ceea ce își dorește sighetenul să întâmple în localitatea lui, în municipiul Sighetul Marmației, și în zona în care el trăiește. Eu cred că a sosit timpul să jucăm cu cărțile pe față și să arătăm ce se poate face, cum se poate face și când se poate face. Cred că sighetenul s-a săturat de promisiuni, în primul rând. De-aia se promite mereu că lucrurile se vor întâmpla în bine, dar fără anumite termene și fără o cazuistică concretă. Tocmai de aceea, inițiativa pe care PNL-ul a avut-o vine în a puncta aceste lucruri, în a extrage din ceea ce ne comunică sighetenii că sunt prioritate în zona în care ei locuiesc, în Sighetul Marmației, pe ansamblu, să le construim într-un proiect asumat, de ce nu politic, și de către PNL, dar e important că e făcut împreună cu cetățenii și ca să ne putem prezenta în alegerile din iunie în fața sighetenilor cu un timing pentru fiecare dintre proiectele pe care noi le propunem împreună cu sighetenii pentru a le construi și a le construi împreună. E un lucru important. Dacă ar fi trebuit să învățăm ceva, că discutam înainte despre criza politică, dacă ar trebui să fi învățat fiecare politician, cu atât mai mult cei care sunt astăzi la guvernare, dar și noi, e că dacă nu există un dialog între cei care hotărăsc soarta unei urbe, între cei care hotărăsc soarta unor destine, până la urmă, între cei care conduc administrativ și cetățean, lucrurile pot degenera. Una dintre marile probleme pe care a avut-o și acest guvern a fost lipsa comunicării. Ori noi tocmai asta am încercat să preîntâmpinăm și să spunem că se poate face un alt fel de politică. Să spunem că se poate face o politică în folosul sighetenului și împreună cu el. Să coborâm în stradă, să-l întrebăm ce anume își dorește pentru el, ce își dorește pentru copiii lui și pentru comunitatea în care face parte. Și am mare încredere că voi primi și un răspuns pe măsura așteptărilor și a implicării până la urmă. Campania va dura 3 săptămâni. Au fost distribuite în Sighet și sunt convins că majoritatea dintre sigheteni au primit ziarul pe care Partidul Național Liberal îl tipărește de ceva vreme, e vorba de Bună Ziua Sighet,
unde sunt prezentate și o serie de articole și de la nivel local și de la nivel național, și un talon în care sighetenii trebuie să răspundă la 4 întrebări. Am extras, spre exemplu, pentru prima întrebare, care credeți că sunt principalele 3 probleme ale orașului, dintr-o cazuistică sau dintr-o problematică care a ieșit de fiecare dată în sondajele făcute în Sighetul Marmației, ca fiind una dintre cele care sunt prioritare. Dar și dintre acestea trebuie ales, până la urmă, un mod și o direcție pe care să o aibă nu doar Partidul Național Liberal, pentru că va fi un proiect care îl voi pune pe masa sighetenilor și voi spune acesta poate să fie un proiect de guvernare pe următorii 4 ani. Că va fi îmbrățișat și îmi doresc lucrul acesta să fie îmbrățișat de toate partidele politice. E prima dată când se face în Sighetul Marmației o campanie de consultare publică. Eu cred că doar în felul acesta se poate administra și cred într-un asemenea proiect pentru cei din Sighet. La aceste 4 întrebări... Spuneți-ne întrebările și care sunt răspunsurile care trebuie să le bifeze prima întrebare, de ce consideră că e prioritar. Prima întrebare, v-am citit-o. Care credeți că sunt principalele 3 probleme ale orașului? Și aici sunt enumerate lipsa locuinței, locurile de parcare, curățenia din oraș, condițiile de spitale, rețeaua de apă și canalizare, câinii vagabonzi, spațiile verzi și locurile de joacă, branșamentele individuale la rețeaua de apă, infrastructura rutieră și calitatea drumurilor, lipsa unui complex de recreere și agrement. Sunt lucruri, multe dintre ele, care se pot realiza într-o perspectivă de timp, dar unele pentru care trebuiesc investit și timp și energie și bani din partea administrației locale în a crea proiecte. A doua întrebare sau alta, una pe care o indică cel intervievat. A doua întrebare, care este principala problemă în cartierul în care locuiți, pentru că vreau să identific foarte bine problematica pe toate zonele. Întrebarea 3, care este cea mai grea problemă cu care se confruntă familia dumneavoastră. Am să spun că sunt numeroase cazuri sociale de care știm mai mult sau mai puțin. Sunt oameni care trăiesc la limita subzistenței și care nu beneficiază de ajutor din partea guvernului. Nu au pensii, mulți dintre ei nu au nici ajutoare sociale pentru că fie n-au cerut, noi la primărie încercăm să acoperim tot municipiul, dar se întâmplă să și scape anumite lucruri sau sunt familii care din prea mult bun simț acceptă să trăiască așa, dar nu o să vină niciodată să ceară un ajutor. Și atunci vrem să identificăm și problematica aceasta și mai mult decât atât mă interesează ce anume îl deranja sau care e problema cu care el se confruntă, cea mai gravă pe care o are în familie, pentru a ști să contabilizăm toate lucrurile acestea și să oferim o soluție și pe plan social. Întrebarea 4, care este cea mai urgentă problemă nerezolvată, care trebuie să se afle în agenda viitorului primar? Ori răspunsurile sunt diverse. Deja avem primite la sediul partidului în Piața Libertății 24 multe taloane completate. Ce aș vrea să punctez din nou e faptul că e un sondaj de opinie acesta și e foarte bine să înțeleagă toată lumea. E un sondaj de opinie, dar care, dacă ar fi fost făcut, cum s-au făcut până acum în Sighetul Marmației sondaje de opinie, ar fi trebuit să luăm o firmă specializată, noi, Partidul Național Liberal, și să-i plătim o sumă de bani ca să sondeze cetățenii din Sighetul Marmației pentru a ne oferi răspunsurile la aceste 4 întrebări. Eu și împreună cu colegii mei din partid am considerat că de acei bani pe care trebuiam să-i plătim unei firme, care cu siguranță nu era din Sighetul Marmației, pentru că în Sighetul Marmației nu există firme specializate care să sondeze cetățenii, am preferat ca de acei bani să cumpărăm diverse lucruri, electrocasnice fiind toate, care să constituie un fond de premiere. Vreau să ajung și aici. Nu poate fi considerat acest fond de premiere un fel de mită care se dă celui care vine și depune talonul respectiv? Nu e
nu e un premiu care îi se dă fiecăruia dintre cetățenii care vor veni și vor răspunde la aceste întrebări. Nu. Am încercat să încurajez Sigheteanu să vină și să-mi răspundă la aceste întrebări. Mai mult decât atât, și repet cu mâna pe inimă, am preferat să nu dau acei bani unei firme din Cluj-Napoca, în speță, pentru că de acolo erau firmele care făceau sondaje de opinie, era și o sumă importantă, colegii mei au pus bani serioși și am preferat ca aceste premii să revină sighetenilor, dar cum? Încurajându-i să răspundă la aceste întrebări. Pentru noi e important să avem un număr cât mai mare de respondenți, de oameni care vin să-mi spună care în viziunea lor, bineînțeles, sunt cele patru răspunsuri la întrebările pe care le-am pus. Pare un lucru ieșit din comun, pentru că e prima dată când se face în Sighetul Marmației. Dar vă spun cu siguranță că campanii de consultare publică trebuie făcute pentru tot ce afectează, până la urmă, un colectiv, o comunitate. Ori în cazul acesta, un proiect pe 4 ani, pe 5 ani de zile în Sighetul Marmației, ne afectează pe toți. Trebuie să știm direcția în care și resursele identificate pentru fiecare din problemele pe care le vom primi de la sigheteni. Vorbeați despre resurse și înainte de pauza publicitară am spus și eu ce resurse poate avea o primărie în momentul în care este în opoziție față de guvernul, iată, demisionar astăzi. Aveți suficient bani la un moment dat, chiar dacă sighetenii poate vor asfaltarea tuturor drumurilor din Sighet, o să vă răspundă pe talonul respectiv că vrem asfalt și sus pe Solovan. Veți avea banii pentru a realiza lucrul ăsta? Cu siguranță sunt bani și bani pot fi atrași. Mai mult decât atât, pătimim. Și e foarte adevărat, pătimim pentru că avem un guvern ostil ca și culoare politică. Dar, și spun dar, pentru că bugetul local nu, sau banii pe care noi administrăm fiecare an, nu sunt suficienți pentru a întreprinde toate acțiunile pe care le-am dorit sau pe care ni le punem la începutul anului, în momentul constituirii bugetului, pe lista de investiții. Dar și acolo avem o problemă, pentru că nu prioritizăm o listă de investiții. O listă de investiții ar trebui să fie un proiect amplu și asumat de toți cei care fac parte din Consiliul Local și de către primar pe un mandat întreg și urmărit în fiecare an să se realizeze cea. Au fost, și știți foarte bine, discuții în Consiliul Local, foarte multe în comisii și în afara Consiliului, că cineva alege din această listă ce anume să finanțează sau nu. Lucrurile nu stau chiar așa. Lipsa banilor, cu siguranță, afectează și prioritățile pe care noi, nu prioritățile, dar și proiectul pe care ni-l depunem. Dar trebuie găsit soluții de atragere de bani, de atragere de investitori în Sighetul Marmației, pentru că e o problemă reală. În același timp, probabil, într-o altă emisiune o să vă și pregătesc un material, pentru că lucrurile stau și nu stau așa în Sighetul Marmației. Să știți că în anul acesta și în următorul an în Sighetul Marmației se preconizează a fi deschise societăți comerciale sau fabrici noi care să intre în piața de muncă cu 500 de locuri de muncă. 500 de locuri de muncă, să știți că pentru Sighetul Marmației nu sunt puține. Nu sunt puține deloc. Vom merge pe platforma combinatului și vom vedea societăți comerciale care nu-și găsesc. Și credeți-mă, pe cuvânt, nu-și găsesc oameni pentru a-i angaja în fabrici. Vom merge la societăți mari, unde majoritatea sunt oameni de la țară, sau, mă rog, o bună parte dintre ei, sunt oameni din comunele limitrofe Sighetului și nu sigheteni. Nu stăm atât de rău cum stau alte municipii. Dacă și acest proiect va fi pus și se derulează, eu știu că se derulează, nu vorbesc de el pentru că nu am permisiunea, să spun, acelui agent economic de a vorbi, dar e o mândrie, până la urmă, pentru Sighetul Marmației. Acea societate derulează investiții de 15 milioane de euro în momentul de față. Cred, până la urmă, că și pe lângă o industrie pe care noi o avem, cea prelucrării lemnului, cea tapiseriei, pentru că foarte multe produse se fac în Sighetul Marmației pe tapiserii, putem să aducem și alți investitori, putem să aducem centre de logistică în Sighetul Marmației, putem aduce
investitori care să producă. În Sighetul Marmației au fost oameni care au vrut să deschidă firme și firme mari. Spre exemplu, discutam cu un coleg de-al meu, cei care sunt la Dumbrăvița astăzi și care fac acolo piesele pentru avioane, pentru Boeing, au avut o discuție în urmă și Sighetul Marmației au arătat interesul și pentru Sighetul Marmației să vină și să investească aici. Trebuie să deschidem puțin lucrurile astea, trebuie să fim permisivi, trebuie să urmărim până la urmă interesul sigheteanului și doar așa, eu cred că putem schimba și percepția publică față de politician. Eu vă spun sincer și am spus de fiecare dată, eu nu mă consider un om politic. Întâmplător conduc o organizație locală. M-am săturat și eu. Și vă spun la modul cel mai sincer, m-am săturat și eu să văd că sunt mințit de 22 de ani, că sunt amăgit de 22 de ani și mai mult că sunt luat așa în derâdere în momentul în care ajung să cer ceva. Lucrurile acestea mi se întâmplă și în partidul meu, probabil. Sau ajung să cer pentru Sighetul Marmației mai mult decât vor ei să ofere. E deranjant. Nu poți de fiecare dată să-ți reprezinți municipiul așa cum ți-ai dori și cum ai dori să fie el reprezentat, pentru că intervin șicanele, intervin majoritățile. Majoritățile sunt făcute, din păcate, tot de oameni politici. Există o saturație, până la urma cetățeanului, față de clasa politică. Dar noi trebuie să fim conștienți că într-o democrație, atât timp cât există democrație, va exista și clasă politică. Că guvernele nu pot fi formate decât cu susținere politică. Că una dintre instituțiile fundamentale a statului e Parlamentul României. Că o primărie nu poate fi condusă decât cu primari și cu consilieri locali, dar cu consilieri locali care să se implice în bunul mers al urbei. Sunt niște principii și reguli de funcționare ale unui stat. Cine își dorește o societate condusă, știu eu, pe alte criterii, eu zic că e foarte aproape de o anarhie. Partidul Național Liberal vrea să caute soluții împreună cu sighetenii la problemele orașului și pentru că ați pomenit despre consilieri locali, v-aș întreba cum veți reuși la un moment dat, bănuiesc că ajuns din nou în Consiliul Local împreună cu colegii noastre din PNL, având acest proiect politic, să-l puneți, să spunem, lângă proiectele celorlalte partide care vor ajunge în Consiliul Local. Bănuiesc că nu e singurul partid care poate sondează sighetenii într-o formă sau alta și probabil că dânsii vor considera că altele sunt prioritățile decât cele pe care le identifică PNL-ul. Cu siguranță nu. Dacă e făcut corect și dacă... Deși mă îndoiesc că cineva derulează un asemenea program în Sighetul Marmației, dar dacă ar fi să fie făcut și dacă ar fi făcut corect, cam ăsta ar trebui să fie rezultatul. Și rezultatul acestui produs ar trebui să se regăsească într-o carte de guvernare a Sighetului. Pentru că nu pot să, și am spus-o și la începutul mandatului meu, nu pot să administrez un oraș după bunul meu plac. Nu, trebuie să țin cont de părerea fiecărui sighetean. Cum de altfel, ușa viceprimarului a fost mereu deschisă în acești trei ani de zile, trei ani și jumătate. La fel trebuie să existe toate ușile deschise. Trebuie eliminat puțin din bariera care există între cei care fac parte dintr-un aparat și cetățean. Trebuie să existe transparență, trebuie să existe, până la urmă, un respect din partea celui care stă într-o instituție plătită din banii contribuabilului. Vă spun și închid această paranteză. Eu, spre exemplu, am obligativitatea potrivit regii ca din două în două săptămâni să am sau nu, o dată pe lună să am acele audiențe, da, stabilite de lege. În ziua în care eu am audiențe, credeți-mă că nu sunt cetățeni înscriși. Și vă spun de ce. V-ați mira că da, nu are lumea probleme. Nu, lumea are probleme. Dar cetățeanul atunci când are probleme, atunci intră la mine. Am încercat o asemenea abordare și de trei ani și jumătate, asta practic. Omul are o problemă în acel moment și nu poți să-l amând două săptămâni pentru sau chiar o lună pentru a-l introduce în audiență. El are o problemă atunci, e cea mai importantă pentru el atunci și atunci trebuie să-și o și rezolve. Ori astfel am reușit ca ușa viceprimarului să rămână mereu deschisă și orice probleme sunt și fac
apel și pe această cale, ușa mea e mereu deschisă. Îmi place să cred că toți cei care au călcat pragul cabinetului sau biroului meu au plecat satisfăcuți și mulțumiți în limita posibilității mele și ca viceprimar, dar și a competențelor pe care le are o primărie. Mă gândesc și la altă variantă, și anume, probabil că la un moment dat, în momentul în care veți avea toate concluziile acestui sondaj și celelalte partide vor accesa la ideile acestea și o să aveți, să spunem, un program propus sighetenilor care va fi, cel puțin în parte, preluat și de celelalte partide. Cum veți reuși faceți diferența? Nu e o tragedie, nu vreau să mi-l asum eu, pentru că va fi făcut împreună cu sighetenii. M-aș bucura de altfel să fie preluat și de celelalte partide, să fie un proiect comun și cetățeanul să poată alege pe credibilitate. Eu cred că ăsta ar fi lucrul cel mai important. Să știm cu toți ce avem de făcut, să punem cărțile pe masă și să cunoaștem regulile jocului și să mergem să ne angajăm în fața cetățeanului că în 4 ani de zile fac asta sau în 5 ani de zile fac ceea ce promit. Pentru că altfel devenim ridicoli. Pentru că altfel au dreptate cetățenii când ies în stradă și strigă împotriva întregii clase politice. Ajuns să ne fie jenă celor care facem politică și eu cred că sunt mulți care au, sau majoritatea care avem și puțin, știu, o piele mai subțire pe obraz, să ne fie jenă atunci când interacționăm cu cetățenii să ne spună, măi, sunt toți o apă și un pământ. Lucrurile nu stau așa. Bun, vă doresc mult succes, emisiunea s-a încheiat, probabil că veți veni și cu concluziile, sau cel puțin eu vă invit să aflăm care sunt în opinia sighetenilor din perspectiva acestui sondaj concluziile. Am demarat și noi pe site-ul Mara Media un sondaj de opinie, probabil că sunteți la curent cu el, au fost și domnii consilieri pe aici. Am urmărit rezultatele, parte din rezultate le avem la întrebarea deschisă sintetizată. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi să prezint proiectul Partidului Național Liberal. Vreau să vă spun că peste 3 săptămâni, când se va închide campania, pentru că pe parcursul celor 3 săptămâni, cetățenii care vor completa aceste chestionare au posibilitatea să le depună la cele 3 centre de colectare. Vor fi 2 corturi bine individualizate, unul în piața 1 decembrie, unul în Cuza Vodă, dar și la sediul partidului în piața Libertății numărul 24. După aceea toate întrebările vor fi prelucrate de către colegii mei. Va constitui un document cu care ne vom prezenta în luna iunie în fața sighetenilor și sigur acel document o să vreau să fie și o sinteză până la urmă, pe care s-o pot prezenta public și în momentul în care vom închide această campanie. Îmi pun nădejde că sighetenii vor coopera și vor răspunde la toate întrebările acestea, pentru că ei trebuie să înțeleagă că e o campanie publică doar în scopul de a rezolva problemele fiecăruia. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Urmează știrile TV Sighet, știrile de în casa ta. O seară frumoasă în continuare. Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Pe discuții și cu directorii și cu inspectorul școlar și cu primar. Dar sunt, repet, situații în care bunul simț nu are loc, nu se regăsește la aceste persoane și atunci suntem nevoiți să luăm calea justiției și care pe care. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Tot se ascunde și asta e dreptatea lui, că se ascunde niște treburi. Deci îi cunosc valoarea și asta. Nu face să-și dea demisia. Dacă nu-și va da demisia, își va da demisia în decembrie, când vor fi alegeri. Că nu mai poate că să margă cu minciună. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Nu facem nimic cu nimeni, domnule, dar prea mult vorbim în Consiliul Local și nu facem nimic. Lansez foarte categoric și imperativ chiar un apel
către domnul Giurgiu de la Urbana și către întreaga echipă de la Urbana să-și dea tot interesul pentru a face lucrări de calitate, dat fiind faptul că nu ne scăldăm în bani. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Eu am spus la o primă întâlnire cu personalul din Spitalul Sighet că am conceput ceva atunci și acum m-am întors să naștem ce am conceput. Da, mi-am exprimat. Vorbești despre manageri când tu nu ești manager. Noi suntem noi doi, adică tu nu poți să spui prostii de manager. Dar lăsați-mă să explic! Ce curs de management? Domnul doctor! Ce studii de management? Care l-ați făcut și dumneavoastră? Ca să pot spune că domnul Ulmen... Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Eu fac parte din legislativ. Să știți că eu nu sunt o marionetă în legislativ. Eu însumi am peste 50 de inițiative legislative. Citiți site-ul. Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislo. Aș vrea să slăbesc, dar îmi plac dulciurile. Ce mă fac? La Cofetăria Iliana, surpriză! Prăjituri și torturi cu fructoză pentru cei cu probleme de greutate și diabet. Cofetăria Iliana pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse de patiserie, prăjituri de casă, torturi speciale pentru nunți, botezuri și alte evenimente. Pentru comenzile mai mari, îți asigurăm transportul la domiciliu. Cofetăria Iliana, experiență și tradiție de peste 20 de ani. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.